Învață de la Iancu Guda și BCR cum să faci față situațiilor neprevăzute cu un fond de rezervă și începe să economisești de azi. BCR, pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare, bine ai revenit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În săptămâna aceasta ne bucurăm de Sfintele Sărbători de Crăciun, prin care marcăm nașterea Domnului Hristos. Dar noi, ce naștem și inspirăm în sufletul copiilor noștri? Cum îi pregătim pentru o viață adultă responsabilă și echilibrată? Ați ghicit, dedicăm episoadele din săptămâna curentă educației financiare a copiilor, pe care vă recomand cu tărie să le urmăriți împreună cu cei mici și, foarte important, alături de bunici. Înainte de toate, vreau să încep din capul locului cu o serie de principii pentru tot ceea ce urmează. În primul și în primul rând, nu îndrăznesc să dau lecții părinților despre cum să fie niște părinți buni. În episoadele care urmează vedem cum se poate modela percepția unui copil asupra banilor și împărtășesc câteva dintre cele mai recunoscute bune practici pentru educația financiară a copiilor. Există unii părinți care nu înțeleg ce înseamnă sau cum implementăm, ce reprezintă educația financiară. Ei bine, definiția mea este următoarea. Pentru educația financiară, practic, învățătura și practica necesară pentru transformarea banilor câștigați din muncă în bunăstare și siguranță pe termen lung. Și dacă este să simplific această definiție personală care poate să fie percepută mai pompoasă, concret înseamnă cum obținem banii, cum gestionăm banii, deci cum îi economisim și apoi cum îi investim. Pentru a simți siguranță din punct de vedere financiar, oamenii trebuie să deprindă principiile pentru independență financiară înainte de a intra în lumea adultă, începând cu principii de la o vârstă cât mai fragedă. Cu cât acest lucru se întâmplă mai devreme în viață, cu atât aceste practici devin automatisme și obiceiuri normale pentru o viață adultă echilibrată. Etapele importante ale educației financiare pentru cei mici, tineri și adolescenți sunt sintetizate în această imagine. În primii 3 ani de viață ne concentrăm evident pe stimularea simțurilor, îndrumare, ce este bine și ce este rău. Mai mult nu poți să faci, dar de la 3 ani putem începe cu tehnici concrete de educație financiară. Până la 5 ani învățăm că banii sunt limitați și diferența dintre nevoi și dorințe, pentru că nu am nevoie de o înghețată, îmi doresc o înghețată și să fie doar una ca să nu ne întindem apoi. Din păcate, mulți adulți și astăzi nu realizează diferența dintre nevoi și dorințe, se mută într-o casă foarte spațioasă, ori își cumpără mașini prea devreme în viață, nu pentru că au nevoie, ci din dorințe neîmplinite, blochează bani care ar fi putut crește exponențial dacă erau economisiți și investiți. Între 6 și 10 ani îi ajutăm pe cei mici să înțeleagă că banii se câștigă prin muncă și trebuie gestionați între nevoi zilnice, dorințe, caritate și noțiuni elementare precum datoriile bune sau datoriile proaste, orice este inflația. Pot învăța toate acestea având responsabilități în familie pentru care primesc sume fixe de bani, înțelegând astfel că ce înseamnă banii câștigați prin muncă. Mai departe, de la 11 la 14 ani, cei mici își caută identitatea, au și un buletin la sfârșitul acestui interval, deci în această perioadă pot învăța că banii se pot câștiga și din antreprenoriat, fiind implicați în mici sarcini antreprenoriale specifice vârstei, astfel vor învăța să-și asume riscuri și să dubleze învățarea fizică și mentală cu cea spirituală și emoțională. În perioada liceului, deja adolescenții pot învăța cum banii pot să lucreze pentru noi prin investiții, așa că recomand să pună banii în mișcare electronic cu ajutorul cardului și un cont la un broker unde părinții au controlul și sunt tutore. În fine, pentru că este foarte important pentru cei tineri ideea de antreprenoriat până la 25 de ani să înțeleagă ce înseamnă PERIP, adică pasiune, expertiză, reputație, independență și planificare financiară, pentru că respectând aceste 5 condiții vor începe cu dreptul și vor avea șanse mai mari de reușită într-un proiect antreprenorial, nu doar din lăcomie, nu doar pentru bani. În episoadele următoare o să vedem care sunt tehnicile practice pentru dezvoltarea tuturor acestor abilități practice. Așa că rămâneți alături de noi pentru săptămâna dedicată educației financiare a copiilor. Cadoul nostru
pentru sărbătorile de Crăciun, pentru familia voastră și pentru cei mici. Țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Continuă să economisești într-un fond de rezervă ca să treci mai ușor peste evenimente neprevăzute. Emisiune sponsorizată de BCR. BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. No,